dumneavoastră română? Bună ziua! Eu sunt prietenul lui Ioana, chiriașa dumneavoastră. Și ce doriți? Care ați închiriat garsoniera. A, stai un pic, tu ești ăla care te-am dat eu afară din casă, tu ți-am găsit la ea, nu? Tu nu ești ăla care te-am găsit eu în cameră cu ea? Da. Tu ești ăla? Da. Păi și de ce vă mai suni? Nu v-am zis că nu mai aveți ce căuta acolo să plecați, vă faceți bagajul să plecați? Fata o stea, vă plăti pe 6 luni chiria, da? Nu s-a întâmplat nimic, au fost la zic toate cheltuielile, nu vă crea probleme. Acum de ce s-o dați afară? O dau afară, păi ce? Eu am închiriat garsoniera să doarmă, nu să facă bordel acolo. Ce să facă, doamnă? Bordel! Dar unde a făcut bordel? Păi cum? De când o urmăresc eu? M-au sunat vecinii de la parter, bătrânile alea cu care v-ați certat, nu m-au sunat? Da, eu sunt prietenul ei. Și ce mi-ați făcut acolo? Mi-ați distrus patul ăla. Eu când am închiriat, totul era nou. Și acum nu se mai poate dormi în pat. L-ați rupt. Atâta l-ați hâțânat, atâta l-ați scârțuit. Mi-a distrus. Eu am închiriat garsoniera să doarmă, să învețe, că ea e studentă. Văd că acum s-a stricat, nu mai e fată serioasă. Reclamații de la vecini că face gălăgie, s-a certat cu lumea pe acolo, mai ales că nu figurează la întreținere. Ea figurează la întreținere. Păi și tu figurezi că stai toată ziua acolo pe capul ei. De ce o dați în primul rând pe ea din garsoniera afară? Păi în primul rând o dau afară din garsonieră, că mi-a stricat patul, s-a rupt patul de atâta folosit. Păi cum? Era pat numai de dormit. Păi o dau afară, că s-a curvățărit. Ce a făcut? S-a curvățărit, face curvățăreală seara, acolo, noaptea. Unde face, doamnă, curvățăreală noaptea? Îmi spun vecine că numai geme pe acolo. Numai geme te s-auzi noaptea acolo. Păi da, eu sunt prietenul ei, doamnă. Păi ce cauți în garsoniera mea acolo, mă? Ce dacă ești prietenul ei? Ce cauți tu în garsoniera acolo la mine? Du-te cu ea unde vrei, dar nu garsoniera la mine. Gemeți unde vreți, pe câmp. Duceți-vă la hotel, plătiți la hotel dacă vreți să aveți condiții. Acolo să gemeți, nu la mine în garsonieră să-mi stricați lucrurile din garsonieră. Să faceți curvăsărai acolo. Păi doamnă, și acum fata ce să facă? Să plece. A dat de București. Era fată cu minte că era venită de la țară. Dar cum a dat de București, a învățat lecția în București. Cu 100 de euro care v-a lăsat o garanție, ce se întâmplă? Întâmple. Asta este. E în contul patului care mi l-a stricat. Dar unde a stricat, doamnă, patul? Cu patul era stricat. Scârție patul de se aude de jos, de la vecini. Vecinii atâta l-a folosit de la stricat. Și era patul nou. Dar cine v-a zis noastră că facem probleme acolo? Păi cum, nu m-au sunat băbuțele de la parter cu care v-ați certat voi? Că le-ați deranjat? Că au toată noaptea scârțâitul patului? Păi da, le aud, doamnă, și când deschide ușa, nu știu cine, poate visează. Păi ce să fac, dar uite că pe mine mă sună tot timpul. Nu mai îndăpace băbuțele. Și atunci n-aveți decât să plecați, să vă duceți la hotel acolo să faceți curvăsăraie. Ne anunțați așa cu 2 zile înainte că gata, trebuie să plecăm, să părăsim garsoniera? Nici măcar cu 2-3 luni? Nu mai lăsați pe Ioana 2-3 luni? 2-3 luni, haide așa, cum adică? Din cauza voastră să mă cert eu cu vecinii? Ce vi se pare normal să o dați afară din garsonieră pe Ioana așa peste noapte? Da, mi se pare normal că nu este serioasă. Păi ce să fac dacă nu m-a ascultat? Eu i-am spus de când a venit acolo. Acolo nu-i voie cu băieți. Acolo nu se culcă cu băieții. Unde vrea să culcă cu băieții, nu garsoniera mea. Îmi spurcă garsoniera, mi-a spurcat garsoniera. Păi doamnă, dar eu sunt prietenul ei, da? O duci unde vrei tu. Ia-o la tine. Eu i-am închiriat garsoniera ei să doarmă, să mănânce, să gătească, să se spele, să-și folosească baia, WC-ul, nu să aducă acolo numai bărbați. Doamnă, dar mi se pare o panorama, adică este bătaie de joc ce faci, matale, acum. Este panorama ești tu, mă. Cum îmi zici mie că e panorama? Te dau în judecată, păi tu te-ai dus acolo, mi-ai violat domiciliul și acum îmi spui tu mie așa ceva? Ce am făcut, doamnă? Mi-ai violat domiciliul. Păi ăla e domiciliul meu acolo, ce căutai tu acolo la ea? Ce căutai tu acolo, mă? Dacă vrei să te cuști cu ea, o luai și te duceai la hotel, nu la mine în garsonieră să-mi stricați patul. Dar n-am stricat, doamnă, niciun pat, doamnă. Ai stricat patul, să vii să vezi cu scârție patul, de-abia să mai ține. Acum, dacă vine cineva, n-are unde să mai doarmă, că voi a stricat patul. Mai încerc bani. De banii ăia care i-am, iau pat. Și vi se pare normal să o dați afară din garsonieră așa, fără să o anunțați cu 2-3 luni înainte? Ce 2-3 luni? Da, unde scrie de 2-3 luni? Unde? Afară, Valea. Doamnă, dar știți care e treaba, nu? Care e treaba, bă? Treaba că drepturile chiriașului, dar nu respectați drepturile chiriașului. Care drepturile chiriașului? Cunoști drepturile chiriașului, mă? Drepturile chiriașului știi care sunt? Să mă pup tu pe mine în fund. Cum? Să mă pup în fund tu pe mine. Doamnă... Alea sunt drepturile chiriașului. Îmi spui tu mie ce să fac, îmi dai tu mie lecții. Auzi, mă, știi ce e normal? Aia e garsoniera mea și în garsoniera mea eu fac legea, nu mi-o faci tu. Nu spui tu mie pe cine să aduc și pe cine nu trebuie să aduc, da? Să vă fie rușine. Să vă luați ca la balâcul și să plecați cât mai repede, să nu mai dau de voi acolo. Când am venit, să vă găsesc plecat, că atât vă mai trebuie. Dar să vă fie rușine, doamnă. De ce mă să-mi fie rușine? Așa că vă bate joc de niște copii amărâți, doamnă.
Dar de unde ești tu, mă, de ăștia așa amărât? Cum? De unde ești tu, de ăștia așa amărât? Din Moldova, din Bacău. Bacău? Ha, toți moldovenii ați venit în București, mă. Amărât de acolo și aici ați venit, ați umplut piața la noi. Nu mai au copiii noștri locuri de muncă din cauza voastră. Peste tot și pe televiziune, numai moldoveni. Numai moldoveni v-ați ridicat toți și copiii noștri nu mai au loc de voi, mă. Adică? Păi adică așa, ca copiii noștri după aici, după București, n-au locuri de muncă și veniți voi din Moldova. Amărât și v-ați ridicat aici, sunteți mari șmecheri, mă. Auzi, măi, moldovene, ați venit de acolo, din Moldova, și ați spart piața la noi cu salarii mici, mă. Sunteți șmecheri, ați venit de acolo, din Moldova, aici, și ați spart piața cu salariile mici ale voastre. Vă rog tare mult, nu ne dați afară, doamnă. Lasă-mă în pate că sunt la serviciu. Eu îți închid telefonul dacă mă suni. Nu mai pot să discut cu tine, gata. Bun, și cum rămâne, doamnă? Cum rămâne, ca antren. Doamnă, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zu și a fost o farsă. Aoleu, domnul Buzdugan, doamne, doamne, îmi pare rău că v-am vorbit așa. Dacă știam că e o farsă, nu vă vorbeam așa. V-ați supărat rău pe chiriașa noastră. Păi cum nu, domnul Buzdugan, vai ce m-au enervat copiii ăștia. M-au enervat rău, rău, rău de tot. De eram așa nervoasă, că de altfel nu sunt nervoasă și îmi pare rău că v-am vorbit așa răstit dumneavoastră. Dar eu nu... Stimez mult de tot pe dumneavoastră și pe toți moldovenii care au venit și ocupă funcții înalte și pe aici, în București. Toată stima pentru moldovenii, apreciez, mai ales pe dumneavoastră. În Moldova au fost numai genii, domnule, Eminescu, Creangă. Îmi pare rău, îmi pare rău. Îmi cer scuze pentru discuția care am avut-o cu dumneavoastră, mai ales că am vorbit așa răstit. Dar de unde până unde mi-a făcut farsa? Cine a propus farsa asta? Domnișoara care a stat în gaze la dumneavoastră. Să-i fie rușine, mai face și farsă. Salut, eu sunt băiatul, mi-ai dat mesaje. Păi da, am încercat să te sun și nu mi-ai răspuns deloc. Păi tu cui ai dat mesaje? Păi am găsit un număr de telefon și vreau să văd cu cine vorbesc. Păi unde ai găsit numărul de telefon? La soția mea am găsit, în agenda telefonului, numărul trecut acolo și mesaje. Dar cum o cheamă pe soția ta? Ce treabă ai tu cu soția mea? Asta e problema. Păi nu, dar poate ai dat mesaj greșit. Tu mi-ai dat acolo niște amenințări că s-o las în pace, că nu știu ce. De unde și până unde ai numărul de telefon și cu mesaje de astea? Că te iubesc, te-am pupat, ne vedem când ne vedem, ce e asta? Deci cum o cheamă pe ea? Ioana o cheamă. O cunoști? Ioana și mai cum? Ioana... E colega ta? Da, este colega mea de serviciu. Și deci, ce treabă ai tu cu ea? De unde și până unde ajuns la mesajele astea? Putea să fi trimis eu din greșeală un SMS la o prietenă de-a mea. Și... I-am pus mai bandit ca voi, înțelegi, ca și ca tine și ca ea. Și acolo în telefon este unde poți să salvezi mesajele. Și am văzut toate mesajele care le-a trimis și ea și tu, ei. Și nu este numai unul, sunt mai multe mesaje. Eu n-am nicio treabă cu soția ta, da? Bine, auzi, ascultă-mă un pic. Bine, hai. Cu mesajele n-ai nicio treabă, dar cu cheile, știi ceva de niște chei? Am găsit niște chei în geanta ei, da? Cu cartela de interfon. De unde sale? De la birou sau de la tine de acasă? Treaba este în felul următor. Eu am pus pe cineva care a stat după voi și v-a urmărit. Nu mai spui nimic acum? Ai rămas fără cuvinte? Nu, zi mai departe. Exagerezi, adică au fost niște chestii care... Măi, băiatul, eu știu că v-am urmărit, știu că te-ai culcat cu ea. Eu știu sigur asta. Eu știu că te-ai culcat cu ea. Ți-am zis că într-o seară i-a dus la duș și atunci am luat telefonul și l-am butonat. Ce ai făcut? I-am butonat telefonul. I-ai trimis un mesaj că te pup dulce, ne vedem, poți să vorbești. Nu vrei să-ți vezi tu de treaba ta. Eu am rămas ca prostul de Crăciun singur în casă, da. M-a lăsat și a plecat. M-a lăsat singur în casă înainte de Crăciun și a făcut valiza și a plecat. Îți place să distrugi casa omului așa? Telefonul ăsta nu văd sensul de ce m-ai sunat pe mine. Pentru că eu n-am ce să recunosc. Păi tu n-ai cum să recunoști, mă, dacă te culcă cu femeia mea, cum să recunoști? Ești prost să recunoști? Nu. Eu să fiu în locul tău, n-aș recunoaște, oricum și eu aș face la fel. Până la urmă ești șeful ei? Sunt și nu sunt șeful ei, adică avem... Cam ești. Cum să facem? Vreau să rămână femeia mea. Ce arată-te cu ea? Hai să ajungem la o înțelegere ca între bărbați. Oricum, ți-ai făcut treaba, te-ai culcat cu ea, ce mai vrei? Vrei să o iei de femeie tu? Eu chiar o iubesc, mă. Vreau să-mi fac un copil, să... Oricum știu că tu ai o relație oficială. Cum? Ești cu cine? Ești, ai o relație tu cu o fată, cu fata respectivă. Vrei să dau numele ei? Da, măi, ai, ești cu fata respectivă de peste 2 ani de zile. Sărbătorile cu cine ai făcut? Cu femeia mea ai făcut? Ce să fac? Sărbătorile cu cine le-ai făcut? Crăciunul, revelionul sau nu mai înțelegi acum? Nu contează cu cine am făcut revelionul. Femeia mea a plecat de acasă înainte de Crăciun, pe 23 seara a plecat. Unde a fost femeia mea? La tine sau în altă parte? Ai făcut sărbătorile cu ea, ai stat cu ea și pe asta l-am pe femeia mea a lăsat-o vraiște, de izbelește. A lăsat-o pur și simplu... Ea ți-a zis că... Da, mă, ea mi-a zis, asta vrei să auzi? Da, mi-a spus că sunt cu... Nu? Și mi-a zis că trebuia să vă întâlniți amândoi, să stați de sărbători. Mi-a spus că are o relație cu tine. Adică așa a zis o relație în ghilimele că tu i-ai promis că o să te desparți de actuala ta prietenă sau că o vei lua pe ea și nu știu ce i-ai promis mare acusare. Trăgeală de doile. Cum face orice bărbat, mă? Că și eu sunt bărbat, nu? Măi, tu ți-ai făcut dambla opta pe românește, da?
ai scos-o din casă, s-a certat cu mine, acum ea este plecată, eu sunt singur în apartament, sunt singur cuc, stau în casă. Nu, și eu vreau să fiu cu femeia asta, mă, eu chiar o iubesc. Dar voi v-ați despărțit de cât timp? Mă, eu nu m-am despărțit de ea, ea s-a supărat și a făcut valiza și a plecat. Voi de când v-ați despărțit? Păi noi ne-am despărțit de după ce am văzut eu mesajele. Am văzut mesajele la vreo două săptămâni, nu i-am spus nimic deocamdată de mesaje, am citit mesajele alea, le-am între timp pusesem și pe cineva ca să urmărească, exact să vă vadă ce face și unde umblați. Să fiu sigur, știi, ca să nu fac scandal în casă fără motiv. V-am văzut că sunteți amândoi. După ce i-am spus de mesaje, mi-a recunoscut, i-a spus, măi, fată, uite care treabă. Tu chiar ai o treabă cu omul ăsta? Și mi-a recunoscut, da, măi, asta e omul, știi, e șeful meu și n-am știut cum să o dau cu el, că s-a dat la mine și am căzut în plasa lui, pur și simplu. Că îl iubesc, că m-am atașat de el, că sunt toată ziua lângă birou, mă cheamă în birou. Ce mai vrei să mai zic? Mi-a recunoscut și gata. Mi-a zis că s-a culcat cu tine, că aveți o relație de atâta timp. Mi-a spus de apartamentul care mergeți voi, care l-aveți închiriat. Mi-a zis că vă vedea de două ori pe săptămână, mă. Cum? Mi-a zis că vă vedea de două ori pe săptămână. Că vă duceați la apartamentul respectiv, stăteați acolo la un șpriț și ce mai făceați voi nebuniile voastre. Eu o iubesc, mă, nu mai pot, înțelege, nebunesc în casă. E femeia mea și o iubesc, nu mai pot. M-aș înjosi, vrei să mă înjosesc în fața ta? Te rog eu frumos, omule, din inima mea, mă doare inima de durere, mă înțelegi? Nu mai pot. Plânge inima mine de dușmănie, nu mai pot. Ce dracu vrei să fac? O iubesc, mă, o iubesc, dacă o iubesc, ce vrei să fac? Băieții de la serviciu, colegii mei, au început să râdă de mine, mă. În apartamentul unde v-ați dus voi, în blocul la un coleg de-al meu de serviciu. Și mi-a zis, măi, boule, femeia ta se culcă cu ăla de două ori în săptămână, vine la el în vizită acolo. Au zis, lasă-mă în pace, că femeia ta s-a dus și s-a f***t, acum tu ai rămas un papagal. Eu o streamță, mă, asta zice lume, că eu o streamță și să o lăs în pace. Frățioare, numai tu poți să-mi aduci acasă înapoi. Deci tu poți să-mi aduci înapoi acasă, da, cum auzi. Poți să mă ajuți, poți, tu poți. Pur și simplu, nu știu, o strângi de gât, o arunci la etaj, îi spui că nu, lasă-mă în pace, măi, fac. Du-și vezi de bărbatul tău, nu știu. Găsești o modalitate ca să-i dai tramvai. Cum? Să-i dai tramvai, măi, dai tramvai, pur și simplu. Îi spui, ești liber, drum bun. Că dacă tu fugărești la tine, îți dai seama că ea o să vină înapoi la mine. Deja, nu știu, discuția asta nu cred că mai are... Da, lasă-o mea în pace să vină acasă, trimite-o acasă și gata. Chiar ești nebun, nu înțelegi românești, ce dracu, vrei să intru peste tine în casă? Băi, înțelege că n-am nicio legătură de... Bă, o iubesc, ești nebun! Ce dracu, n-auzi românește? Calmează-te un pic. Ți-ai făcut damblaua și gata. Ți-a făcut toate poftele sau nu? Zi. Ești bărbat să recunoști? Nu. Rămâi cu prietena ta, cu femeia ta, că am înțeles că o iubești pe fata aia, mă. Băi, frățioare, uite, faza e în felul următor. Eu sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zu și a fost o farsă. Mă! Farsa a făcut-o colegul tău de serviciu care îți spune la mulți ani. Daniel, poți să te rog ceva? Poate poți să-mi aduci înapoi tu, mă. Măcar faceți voi ceva pentru mine. Păi nu știu, dă-i un mesaj. Dacă tot mi-ai făcut farsa, măcar pune și mesajul, poate se întoarce acasă și... Ioana, vino acasă. Știi că te iubesc mult. Știu că mă auzi acum că ascult Radio Zoom. Aștept un semn de la tine. Te iubesc mult. Și în încheiere, ce să-ți mai spun, Ioana, că soțul e soț și amantul e amant. Să nu uiți asta niciodată. Te pup și... Bună seara. Iulian? Da. Tatăl Denisei. Bună seara, bună seara. Ce faci, Iulian? Bine, prin oraș. Dar tu nu ești acasă la ora asta? Nu, am ieșit puțin. Păi Denisa, de ce mi-ai trimis-o acasă? Nu am trimis-o acasă, am vorbit puțin și ne întâlnim puțin mai târziu. Cum mai târziu? Că este ora 9:30, când mai târziu? Mă jur, de 10. Cum la ora 10? La ora 10, păi eu chem la mine acasă. Cum să o chem la tine acasă? Păi stăm, ne vedem, mai vorbim puțin, mai discutăm. Tu cu cine ești acasă? Sunt singur, locuiesc singur. Tu o chem pe fiica mea la tine acasă? Da, da. Nu ți-e așa un pic rușine la obraz? Nu te jenezi un pic, n-ai niciun pic de rușine? Că totuși sunt tatăle, adică tu ai tupeu să-mi spui că o chem pe fiica mea acasă la ora 10 când tu ești singur acasă? Stați liniștit, stăm de vorbă. Și eu mai dormi la tine acasă? Nu, niciodată. Ea mi-a mai lipsit de acasă. Ba da, eu au fost, dar n-am dormit, nu. Cum adică n-ați dormit? Am stat de vorbă, am discutat. Bun, dar eu nu înțeleg, adică acum vine ea la tine acasă și pierde nopțile la tine acasă, măi. Eu nu înțeleg și eu un lucru, cam de ce mă pistonați așa? De ce deveniți așa de agresiv în discurs? Păi da, am tot dreptul că sunt tatăl ei, nu? Câți ani are fiica dumneavoastră? 21 de ani. Este majoră și în Statele Unite este majoră.
și poate să facă ce vrea. De momentul ăsta poate să facă ce vrea, are 21 de ani, poate să se ducă cu cine vrea ea, oriunde vrea ea, la ce oră vrea ea. Băi, băiete, dar eu am crescut-o pe fiică mea, am educat-o de mică, am crescut-o de mititică. Foarte bine, ați făcut o treabă foarte bună. Dar sunt tatăl ei, măi. Sunt, dar nu v-a negat nimeni chestia asta. Cum poți să-mi vorbești tu așa ceva? Am înțeles, de fată de fată, dar dumneavoastră știți, ați fost și dumneavoastră la un moment dat tânăr, știți cum, fata mai iese, mai face diferite chestii, la urma urmei are 21 de ani, nu trăim în 48. Vreți o legat, să o țineți legată de pat, ce vreți să faceți, să-i controlați fiecare mișcare? Cred că lucrul ăsta nu prea se poate, cam băgați în viața ei. Să știți că au mai multe drepturi asupra ei decât dumneavoastră ca tată. Adică acum? Adică este femeia mea și putem să facem diferite lucruri fără să vă cerem dumneavoastră aprobarea. Cum adică e femeia ta, măi băiete? Păi dumneavoastră nu înțelegeți? Cum e femeia ta? Adică este persoana cu care mă văd, cu care mă culc, cu care fac toate lucrurile. Ce faci, măi băiete? Ne înculcăm. Cum adică vă culcați? Însemnând că nu prea dormim, cum v-am spus, și nu... Adică tu te culci cu fiică-mea mea? Vreți să vă spun încă o dată? Da, da. Nu ți-i rușine să-mi spui așa ceva la telefon? Vreți să vă spun față în față? Nu ți-i rușine, mă, băiete, să-mi spui. Eu zic să vă schimbați tonul pentru că o să vă plesnească vreo venă. Deja parcă vă văd așa cu jugulara umflată. Chiar tu nu realizezi ce... Aveți grijă de infart. Tu nu te auzi cum vorbești, mă, băiatule? Cum să-mi spui? Hai, lasă-mă, nenic, deja încep să mă plictisești. Serios, de acum întreci măsura. Cât a fost glumă, a fost panoramă. Gata, am înțeles, nu-ți convine, dar asta este. Trebuie să-ți îndeplinești datoria de tată, o hrănești. Sunt totuși tatăl ei, dar până... Foarte bine, foarte bine că ești tatăl ei. O speri, o îngrijești, o oferi cazare. De aici încolo, te vin alte chestii. Are fata viața ei. Ce vrei să facă? Să stai după fundul tău la să îngrijească cheagul? Lasă-i o leacă de libertate. Bun, atunci iau la tine acasă și dă-i tu de mâncare, hrănește-o tu, îmbracă-o tu, întreține-o tu. Dar soțul ei, căsătorit cu acte, ce vrei? Care e ideea? Hai, serios, deja de acum aberez. Comportă-te ca un bărbat adevărat, asumați responsabilitatea. Păi, îmi fac ceea ce trebuie. Adică? Nu înțelegi? Sunt doar 20 de ani de atunci. Cum adică 20 de ani? 20 de ani de când nu folosi pastile chinezești. Este Viagra, dar nu e foarte bună asta chinezească. Ia de la Pfizer, n-ai înțeles? De ce îmi vorbești la pertu? Cum vrei să vorbesc? Am vorbit cu dumneavoastră la început. Dacă e femeia ta, asumă-ți responsabilități. Ia-o la tine acasă. Angajează-o într-un serviciu. Dă-i bani, întreține-o. Dar ce stai, căsu? Am impresia că se inversează rolurile. Cum adică se inversează rolurile? Păi noi facem ce face un bărbat și o femeie. În plină viață sexuală. Ai uitat? Te mai întreb o dată. Băi băiatule, măsoară-ți cuvintele, măi băiatule. Că tu nu știi. Mi le măsor. Nu știi cu 700 de grame. Chiar încep să mă plictisesc și să mă enervez. Sunt cu băieții, de acum mă trăiesc cu fiica ta, serios. Vezi zi treaba ta. Lasă-o în pace pe Denis. Nu văd de treaba mea, chiar uite acum mai bea o bere și trebuie să o sun când târzi. Iulian, te rog la modul cel mai frumos. Lasă-o pe fata mea în pace. Vezi de treaba ta. Hai depășit măsura, am fost un băiat super fin. Iulian, te rog frumos, lasă-mi fata în pace, Iulian. Dar Denisa nu are nimic de spus? Păi are viața ei, nu ți se pare? Te rog frumos, vorbește civilizat, da? Vorbesc foarte civilizat. Sunt un exemplu, mă fac polițist comunitar. Păi cred că ți-ar potrivi rolul de polițist comunitar. Dar mă, ta ce ești? Dacă n-ai de gând să te căsătorești cu Denisa. Așa. Lasă-o în pace, vezi de treaba ta. Așa, mai am, hai că mi se termină pixul. Cum adică se termină pixul? Cum adică... Notez toate învățăturile astea de la Negoi Basarab. Cum? Notez toate chestiile astea de la Negoi Basarab. Învățămintele lui Negoi Basarab. Băi, Iulian, eu cred că tu ești băut, bă, băiatule. Ce se pare? Trei bere înseamnă că am băut? Gata, serios. Ajunge. Uite, mă strigă Lucian. Stai, bă, că vorbesc cu un fraier la telefon. Lasă-mă în pace. Iulian, văd că nu pot să mă înțeleg cu tine, Iulian. Ce să înțelegi? Văd că nu ne putem înțelege la ora asta. O să revin mâine cu telefon să povestim atunci mai multe. Ce vrei să faci? Ce vrei să demonstrezi? Înțelege, suntem de 3 luni. Nu sunt avetiți din asta care să o frece într-o seară. N-am luat-o pentru o seară. Am luat-o pentru mai multe seri. Serios, deci... Ce rost mai are discuția asta? Dormi liniștit în seara asta. Las-o pe Denisa în pace. Nu pot să o las pe Denisa în pace. Nu, chestia asta nu este ceva pe care tu s-o decizi. Bun. În niciun caz. Bun, hai să stăm de vorbă. Hai să povestim mâine dimineață. Îți dau un telefon eu mâine și mai stăm, mai povestim. Fă cum vrei. Bună dimineața. Sunt tată Denisei. Oh,
Păi n-am lămurit aseară ce era de lămurit. Sunt un tată autoritar, da? Și eu nu vreau ca nimeni să-și bată joc de fetița mea, da? Cine își bate joc de cine? Păi dar la modul cum mi-ai vorbit tu mie aseară... În momentul ăsta nu se pune problema ca dumneata să comanzi ceva. Nu mai este discuția ca să o subjugi pe Denisa și să-i comanzi ceea ce să facă și, ce să, și cum să comporte și cu cine să fie și toate lucrurile de genul ăsta. Ce gând ai cu Denisa, măi? În niciun caz nu se pune problema de căsătorii, măriti și alte... Deci, matale, nu-ți pregăti costumul de socru mic. În niciun caz nu o să dansez cu Denisa la nunta mea. În niciun caz. Te rog tare mult pe tine să o lași în pace pe Denisa, da? În momentul ăsta nu se poate. Îți pun și eu o întrebare. Câți ani ai tu din vorbești la pertu? Dumneavoastră, domnule, o să încerc să nu vă mai vorbesc la pertu. Este bine așa? Domnule, nene, ai grijă ceea ce faci, pentru că o să-ți fugă fata de acasă. Cu toate femeile cu care am fost, nu am mișcat una în front. Tu cu Denisa n-ai să faci mulți purici, da? Eu ai grijă cum vorbești, că tu nu știi cu cine vorbești. Ai grijă că am înțeles că câștigi pâinea cu mașina. Să nu ai probleme. Adică ce vrei să spui? Adică tai că lucrează la rutieră și o să vezi ce ți se întâmplă când ești oprit așa mult mai des decât ar fi cazul. Asta ce e, o amenințare? Nu, este un fapt. Mă ameninți acum sau care-i treaba? Deci eu sunt tatăl ei, mă, băiatule. Și cu ce-ți câștigi pâinea? Cum adică cu ce-mi câștig pâinea? Ce faci? Cu ce te ocupi? Muncesc, mă, nu ca tine, mă. Ce poți să-mi faci tu mie, mă, băiatule? Vrei să-ți întâmple ceva, nu? Chiar vrei să-ți pierzi unicul mod prin care îți faci tu cumperi roșii din piață. Dacă nu o lași în pace pe Denisa, ai cuvântul meu cu ei, pun bodyguard. Grijă cu cine vorbesc, s-a spus Denisa, cine e taică meu. Ce-o fi? Taică meu e agent la poliția rutieră, ai grijă. Și dacă e agent la poliția rutieră, care-i treaba, băi, băiatule? Câte puncte ai amendă până acum? Îl pui pe taică tu să-mi dea amendă sau cum? Hai să vezi. Încearcă cu bodyguard-ul, bodyguard-ul. Nene, fii înțelept și bucură-te că îți vine fata acasă. Am înțeles că îți câștigi pânea cu mașina. Vrei să te trezești cu carnetul suspendat așa de 2 ori pe an? Asta e amenințare, băi, nesimțitule. Nu mă fac pe mine nesimțit, nu am început o discuție asta de rahat. Băi, nene, fata este majoră, face ce vrea și gata. Mie nu mi-e frică de taică tu. Am mai avut eu oameni de ăștia ca tine, am mai avut vreo 2-3 care mi-au făcut probleme. Și nu au fost prea bine pentru ei. Crede-mă. Lasă-o în pace pe Denisa, lasă-o tu în pace pe Denisa, nu eu. Denisa nu o să rămână o viață cu taică, nu? Denisa de acum chiar are viața ei. Dar nici să umbli cu tine, mă, cu terchia belca ca tine, mă, care m-a... ce vrea, sunt deciziile ei și ar trebui să îi le respecti, nu să te impui așa ca un momărlan ce ești. Sunt tatele ei și tu mă ameniți pe mine când suspens carnetul cu taică, tu... Lasă că te fac eu pe tine. Ține minte ziua asta și telefonul ăsta pe care mi l-ai dat. Ține minte. Dacă matale nu-ți fuge fata de acasă, să-mi spui mie San Bernard, Labrador sau orice altă rasă de câini vrei tu. Chihuahua. Tu nu ai de gând să o lași pe Denisa. Eu nu fac un pas înapoi. Pe mine nu mă deranjează faptul că ești cu Denisa. Pe mine mă deranja faptul că tu te-ai comportat ca un om necivilizat. Dar ce vrei să-ți fac, măi, bizonule? Ce vrei? Vrei să vin la tine la ușă să cu flori, să-ți intru în casă, să fac frumos ca un cățeluș? Ce vrei să-ți fac? Nu, dar să spui pur și simplu. Sunt cu fetița dumneavoastră, nu vă faceți probleme. Dar de când îți dau, măi, ții raportul? Sunt tatăl fetei, măi, băiatule, măi. Și dacă ești tatăl fetei, ce? Eu am ce am cu Denisa, n-am cu dumneata. Este femeia mea și nu mă interesează părinții dacă la o adică. Cum e femeia ta, măi, băiatule? Este femeia mea în toate felurile posibile. Dar nu ți-e rușine așa să vorbești despre un copil? Hai, lasă-mă, m-am săturat de tine. Mai ai ceva de spus? Mai ai ceva de zis? Da, mai am ceva de zis. Să pui mâna pe o carte de bune maniere, să înveți și tu să vorbești cu un om la telefon. A, du-te-n... mi-a tot mai atât cu toate astea. Hai, lasă-mă în pace. Nu mă mai atât la cap. Vă știu eu pe voi, tați de fete. Ați fost niște curvari toată viața voastră și acum faceți fundul mare cu alții. Vai, fetița mea își bagă altul în munca mea. Mai ai ceva de zis sau îți închid telefonul? Eu cu Denisa am fost, o să fiu și voi fi. Te-am pupat, hai pa. Stai 2 secunde să-ți mai spun o chestie. Toată discuția asta a fost înregistrată. Și eu te-am înregistrat. Mă pui pe YouTube sau ce? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Va. Va. Vai să-mi bag. Bună ziua, domnul Buzdugan, ce faceți? Domnul Buzdugan, vă rog să frumos să mă iertați, n-am știut că sunteți dumneavoastră. Cine a făcut farsa? Denisa. Da. Ai ceva să-i spui Denise în momentul ăsta? Da, că o iubesc și faptul chiar că am fost atât de nervos este că nu concep ca cineva să se bage relația noastră, eu, inclusiv taică-sul. Salut! Salut! Cristi sunt, am numărul de la Dan, am înțeles că tu vrei să cumperi un motor. Da, Cristi, băi, vreau să-mi iau și eu un motor. Numai să-mi spui cam ce model ai vrea și cam în câți bani stai. Nu știu, aș
avea, să zicem, vreo 50.000 de euro. Mai zi-mi atât, câți bani ai pentru motor? Nu știu, vreo 50.000 de euro, cam așa pentru motorul ăsta. Și așa, ca marcă, nu m-am gândit foarte bine. Tu vrei un chopper? Vreau ceva, nu știu, ceva mai puternic, un motor din ăsta tare, care huruie, care merge, se aude foarte, foarte tare. Când îl pornești să facă zgomotul ăla specific de motor. Da, vreau să se audă așa frumos, să se audă cai, putere, să știi, adică să fac impresie, știi? Asta vreau să fac. Tu vrei un chopper? Nu știu ce marca aia e. Ce chopper? Sau cum arată? Spune-mi tu pentru ce vrei motor? Pentru viteză? Pentru plimbat? Pentru... Nu știu, vreau ceva așa să rup gura târgului, știi? Adică nu vreau neapărat din asta pe viteză, că tot triștii au din ăsta sport care le ambalează în gol, știi? Nu, eu vreau ceva așa să se audă motorul destul de puternic, știi? Adică când treci pe stradă să se uite lumea după tine, știi? Așa mai clasic, mai când îl parchezi toată lumea se uită la el, știi? Aștept și eu să-mi iau acum permisul, deci nu... Eu vreau așa, pentru plimbare, știi, prietene, mai iau la plimbare, mai scot la o tură prin oraș, știi? Tu n-ai carnet? Încă nu am carnet, am dat pentru carnet, aștept să-l iau, nu știu, cam într-o săptămână se rezolvă, asta nu-i problemă, îți dai seama, știi, că cu carnetul e soare la ureche, se rezolvă foarte rapid. Tu vrei ceva de plimbat prin oraș? Vreau ceva de plimbat, vreau așa să scot gagicile la plimbare, știi? Adică ceva de fițe, ceva de mers așa frumos prin oraș, nu de la de curse, că... Vrei pentru impresionat gagici sau ceva de genul ăsta? Da, vreau să scot așa gagicile la plimbare. Tu vrei un motor dintre ăsta cu care dă fiță, cu care să impresionezi? Să... Da, vreau un motor, știi, cu care pot să ies frumos la terasă, stau cu motorul acolo în față, știi? Unde la? La terase. A, la terase? Da, mai ales acum că vine vara, dai seama că... Să zic așa se poate, știi, stai frumos cu motorul parcat acolo în față, îți pui motorul pe trotuar lângă terasă, știi, adică poți să aduci foarte aproape. E sentimentul ăla când toată lumea se uită la motorul tău, știi, și îți crește inima, știi, adică vreau ceva așa să fie, să rupă gura târgului, să pot să stau cu el pe la terase, vreau să fie așa ceva mai... un pic mai clasic, nu m-am uitat la model anume, să zic, nu știu exact ce, vreau ceva, vreau să fie ceva special, adică în banii ăștia, în 50.000 de euro, eu zic că merită mai mult, adică vreau și eu ceva să ies în evidență, totuși sunt niște bani și dacă vreau să-i dau, să-i dau pe ceva ca lumea, știi? Mă scoate în evidență, știi? Adică vreau să ceva să pot să ies în evidență, nu din ăsta sport, care majoritatea la fel, au aceeași formă, nu e nimic spectaculos. La noi toți triștii au modelele alea de... Vreau și eu ceva mai special, știi? Na, trebuie să fiu altă, să fiu diferit de ei, știi? Că, na. Vă dai seama, deci nu vreau ca toți triștii, știi? Motoare de mele, ți-am zis, sport, care toate arată la fel, știi? Toate au aceeași formă. Eu vreau ceva mai deosebit pentru mine. Nu mă compar eu cu ceilalți, știi? Adică totuși trebuie să fie ceva mai ca lumea. De asta și apela la tine, adică știu că tu poți să faci chestia asta. Eu am două modele pe care le aduc acum în țară. Un Harley Parkinson, dacă ai auzit de modelul ăsta. Eu vreau ceva așa mai clasic, știi? Cum se purtau mai înainte. Uite, de exemplu, am un motor super tare pe care l-am comandat acum lui Ion Țiriac. Un Alzheimer din 1939. Deci e un model super tare. Îți spun că 50.000 de euro nu n-ai cum. Ar mai trebui să mai pui ceva. Și cât ar mai trebui să fie? Băi, deci să duce în 65.000, cam așa ceva. Deci cu 65.000 de euro poți să-ți aduc unul. De exemplu, vreau în spate să aibă și acea rezemătoare, dacă știi. Când iau pe cineva în spatele meu să stea, știi, ca și într-o limuzină, să se simtă am înțeles. Fotoliu. Tu vrei unul de mai multe locuri, de două locuri. Da, două lucruri, că îți dai seama că nu iau numai pentru mine, mai ai scos și o gagică la plimbare. Pe prietena ta? Nu neapărat, adică, na, prietena mea asta poate să fie și altcineva pentru combinații, știi, e un... O motocicletă bună e aspirator de femei. Cum? O motocicletă bună e aspirator de femei. Na, uite, modelul ăsta de Alzheimer de care ziceam eu, da. Notează-ți, Alzheimer. Stai așa un pic, așa. Alzheimer, da, ambidextru. Alzheimer, ambidextru? Ambidextru, da. Se poate porni cu amândouă picioarele. Pe parte și pe alta, nu? Da, dar în același timp. Nu știe multe lume treaba asta și nu poate să ți-l fure. Ca preț?
Ți-am zis, ăsta, Alzheimer-ul ăsta se duce până în 65 de ani, pardon, până în 65.000 de euro. 65.000 de euro. Băi, Țiriac are, mă, Alzheimer. Da, mă, știu, dar Țiriac, ce bani are Țiriac și ce bani am eu? Patriciu mai are un Alzheimer cu 65.000 de euro. Alzheimer-ul ăsta este luat de la Iosif Constantin Drăgan, care l-a lăsat moștenire lui nevastă sa. Alzheimer are Țiriac, Patriciu și încă un tip de la Brașov. Tu când ai vrea să-l iei? Îți dai seama că eu, dacă fac rost de carnet cam într-o săptămână, îți dai seama că vreau o motocicletă destul de rapid. Vrei și echipament? Păi da, păi îți dai seama că tu poți să aduci echipament? Nu știu, nu știam de chestia asta. Nu știu, ar fi o geacă de piele, cască... Ca geacă, păi nu știu, știi stilul ăla de geacă care se poartă, știi, cu motocicletele ăsta, tipul ăla cu, nu știu, cu franjuri, cu stilul ăla indian. Geacă de piele cu franjuri, de alea pe margine, așa, la mâine. Da, da, da. Cu ghinturi, cu ținte. Da, 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 din alea mai vechi, știi, adică tipul ăla mai vechi. Da, este geacă tip Harley Parkinson, ți-am zis. Cască, nu știu ce, ai și căști de protecție, cum îți din ăla. Dar vrea ceva deschis, adică în față, să nu fie cu, să am, decât acea protecție, știi? Pereche de ochelari și cu eventual cu o bandană din aia legată, știi? Cască fumurie, adică vrei să ți se vadă, să nu ți se vadă fața? Nu, eu vreau o deschisă, deci fără ecranul ăla, știi, în față și fără barbă, știi? Deci vreau o cască deschisă. Vrei ca să ți se vadă fața, adică să te recunoască lumea, nu? Da, da, da. Ok, ok. Păi uite-te tu pe net, ai notat modelele? Alzheimer, ambidextru, da. Și Harley Parkinson. Harley Parkinson. Dai pe net căutare Parkinson și Alzheimer și ți-a apare acolo, ți-a afișează. Prima care e Alzheimer-ul ambidextru, undeva la 65.000 de euro, nu? Așa mi-ai zis că ajunge. Cum se cheamă modelul? Alzheimer ambidextru. Ambidextru, da, e ăla care... Mai este și un model mai mic, ambipur. Deci, ambidextru și ambipur, nu? Ambipur, da. Ambipur e cu pornire cu o singură, deci pe o singură pedală, nu e pe... Am înțeles cu o singură, dar ai zis că e mai mișto aia cu două, ambidextru sau... Da, numai că e mai scump un pic. Dacă, nu știu, să zic că mă hotărăsc la unul din cele două modele, nu știu, ori Alzheimer-ul ăsta care mi-ai zis tu cu pedală sau cu două și... Ambipurul sau ambidextru? Păi dacă ai spus că nu e mare diferență, adică... Te-aș sfătuie să ia ambipurul, că e mult mai ieftin. Hai că ne auzim atunci mâine dimineață. Ok, mâine dimineață. Mâine dimineață la 7:30. Da, e cam dimineață, nu știu. Nu putem să ne auzim mai târziu totuși. Eu nu știu, poate atunci e programul mai devreme, dar... Atunci am emisiune. La asta mă refeream. Ce, nu știu, ai emisiune la TV sau la ceva sau nu știu? Nu, e o emisiune cu farse de la Radio Zoo. Daniel Buzdugan sunt și a fost o farsă. Da, nu pot să cred. Deci tu e Daniel? Buzdugan. Nu înțeleg ce chestia asta să faci mișto de genul ăsta. Nu, chiar nu mi se pare așa amuzant. Nu, chiar nu înțeleg de ce faci chestia asta. Sau ce satisfacție ai tu în a râde așa de oameni, știi? Adică... Băieții te sfătuiau aici să nu-ți cumperi motor. Da, bine, dar asta e hotărârea mea. Pe bune, sincer, dacă nu ești pasionat de chestia asta și dacă nu ai în sânge chestia cu motoarele, la un moment dat, cum să zic eu, mai bine pierzi un minut din viață decât să pierzi viața într-un minut. Chestia asta e și riscantă la un moment dat, ți-o spune un om care și-a rupt piciorul căzând cu motorul. Adică, nu știu. E alegerea ta, sper că nu te-ai supărat că ți-am făcut farsa. Da, acum, nu m-am supărat, s-a zis... Da, eram așa oarecum entuziasmat, deja mă vedeam pe motor, știam că o să iau carnetul într-o săptămână, două și îți dai seama că deja mă gândeam că o să mă plimb, știi, prin oraș. Dacă ăsta este visul tău, cu siguranță se va îndeplini. Da. Alo, Nico? Da. Neața, Mihai Morar sunt. M-auzi? Dimineața, da, te aud. Ce faci? La servici. Da, unde lucrezi? În Sibiu. Dar câți ani ai? 24. Mi-a plăcut mesajul de la tine, că vrei să te bagi cu mine. Ești Buzdugan! Cum? Ești Buzdugan? Nu. Mihai. Mihai sunt. Nu, eu cunosc vocea și ești Buzdugan. Dar vrei să te bagi cu Mihai Morar la Love Hotel? Normal. Ai văzut că am ghicit că ești Buzdugan. Da, vrei, deci vrei cu Mihai Morar? Da. Ok. Că Mihai chiar... Chiar mi-a zis să vorbesc cu tine, știi, să văd dacă e pe bune sau nu. Păi eu zic că e pe bune, vorbesc foarte serios. Cât de serios? Foarte, foarte serios. Da, tu vrei să faci un copil cu Mihai?
Da. Că și el ar vrea, adică, na, mi-a zis, dar cum arăți? Hai, lasă-vă așa, știu că Mihai are... Da, cum arăți? Din câte am înțeles, are copii. Da, cum arăți? Brunetă, cu ochi albaștri. Da. Suplă. Arăți bine? Măi, eu zic arăt bine. Acum, dacă mă vede Măraș, vedem ce zice el. Ok, păi trimite o poză. Am să-ți trimit. Ok, că Mihai chiar vrea să bage la aroganța asta cu tine. Asta-i vrăjeală, nu cred că vrea. Nu, mă, vrea să te cunoască. Serios? Da. Ok, am să fac azi o poză și am să trimit. Da, Mihai mi-a zis, bă, uite, o fată mi-a dat mesajul ăsta, ia vezi tu care-i treaba, dacă-i treabă serioasă sau nu. Păi da, da, Mihai ciurat. Păi, nu și... se gândește el așa ceva. Păi dar tu nu te-ai gândit când ai dat mesajul? Păi eu m-am gândit, dragă, dar eu n-am prieten, nu sunt măritată, sunt singură și disponibilă. Bun, deci până la urmă mai vrei cu Mihai Morar sau nu mai vrei? Normal că vreau. Cum? Evident. Ok, bun. Auzi, dar nu mai povestești la nimeni treaba asta, da? Bine, dragă, dar auzi, vezi că ăsta nu e numărul meu de pe care am trimis mesajul. Dar zi-mi ce să-i spun lui Mihai. Ce să-i spun lui Mihai? Da. Să-i spui că sunt o mare admiratoare de-a lui, e idolul meu. Îmi place foarte mult. Să-i spui că sunt o mare admiratoare de-a lui. Și vrei să faci dragoste cu el sau? Da. De ce nu? Dar tu sigur îți dorești asta? Nu fac mișto. Vorbesc la modul cel mai serios că vreau să fac dragoste cu el. Vorbesc la modul cel mai serios că vreau să fac dragoste cu el. Dar auzi, tu mă dai acum pe mine în direct sau? Nu, mă! Deci să-i transmiți la Mihai ce ți-am zis. Să-i transmiți la Mihai ce ți-am zis, că vorbesc la modul cel mai serios. Chiar vreau să fac dragoste cu el. Nu, bine, dragă, mulțumesc pentru telefon. Nu mă așteptam să mă spun. Zice prietena mea că vreau un autograf de la tine. Atât? De la amândoi. Prietena mea vrea un autograf. Păi vezi ce nedreaptă-i soarta asta? Adică tu vrei, îl vrei pe Mihai Morar și ea de la mine vrea doar un autograf. Poate să te vrei și ea. Auzi, da, da. De la amândoi. Ce a zis prietena ta? Mai bine vrea. Nu a zis nimic, mai bine lasă. Nu m-a zis ce... Ia de un pic. Alo? Neața. Neața. Daniel Buzdugan sunt. Am zis că vreau un autogram de la voi doi. Mi-ai zis ceva tu. Da, să ne op... Cu Mihai? Cu tine. Cu tine, dragă, cu tine. No, bine. Și cum? Cum rezolvăm? Păi haideți voi la Sibiu. La Sibiu? Și unde stăm acolo? La hotel. La hotel, dragă. E, la hotel. Cum la hotel? Ne vede lumea acolo, zice, ia uite și pe ăștia. Vedem noi, dragă, ne descurcăm. Măi, te pare ție că vorbesc de-a vrăjeală? Păi nu, mă, dar adică eu pot să-i spun lui Mihai, băi, hai să mergem, uite, după amiaza asta stăm o noapte în Sibiu. Și când ajungem acolo, voi o dați la întors. Crede-mă că eu una nu o dau la întors. Jură-te. Jur. Nu mă fă să mă jur, că nu-mi place să mă jur. Eu dacă zic ceva, fac aia. Păi astăzi o să-ți trimitem... Poze. Poze, amândouă. Bine. Hai, vă pup atunci. Și eu. Ok. Pupii. Ha. Ceau, pupii. Ceau. Bună seara. Bună seara. Domnul Cojocaru? Da. Domnul Cojocaru, eu sunt tatăl Georgiani. Da, spuneți. Știți care e Georgiana? Prietena lui fiicme. Vedem cum facem, că fetele astea ale noastre vor să plece la concert, la Madonna. Ce Madonna? La care concert? La concertul la București. Ce să caute la Madonna, fiicme? Cum? Glumești. Ce să caute fiicme la Madonna? Nu v-a zis? Nu mi-a zis, mi-a zis că ar vrea să meargă la București, că are o treabă, că se întâlnește cu Georgiana. Mi-a zis ea ceva, că ar fi câștigat la o tombolă, la un radio, un bilet, la nu știu ce, dar nu mi-a zis de Madonna. Ce să caute la Madonna ea? Vor să meargă la concertul ăla amândouă, au luat bilet, vor să meargă la concert amândouă. Dar de unde au avut ea bani de bilet? De unde au avut ea bani de bilet? Că mie nu mi-a zis nimica. Cine? Nu mi-a cerut bani. Cine, Georgiana? Fiicme. Păi da, mi-a cerut mie, domnule, deci au venit la mine într-o zi, mai zile trecute au venit și mi-a cerut bani, a spus că matale sunteți plecat de acasă, că sunteți la țară și cu soția și că le-am dat bani la amândouă să ducă să-și ia bilet. Să ducă... Cum să ceară bani de la matale, domnule? Dar ce, o scali? Că scali cu pământul, eu n-am bani, cum să fac așa ceva? Da, domnule, au venit într-o seară la mine, au spus că să le dau bani, au zis să-i dau și pentru Ioana, să-i dau ca să meargă împreună, să plece la București, că e concertul Madonna. Doamne ferești, cum să fac așa ceva? Dar ce să caut ea la Madonna? Și cu Madonna aia e cântăreață? Ce să caut ea la Madonna? Ai rupt curul în ea, dacă... N-are ea ce căuta la cadaua aia care toată viața ei a făcut bani cu birboanca și
toată viața asta au făcut. Ce mari cântăreață și Madonna asta, că au ce învăța copiii de la ea. Văd numai pornografii pe scenă. Ce să caute, domnule, la concert cu Madonna? Ce aia care au făcut bani cu bisbanca toată viața, au dat-o când la unul, când la altul, să trage de țâsii pe scenă, să linge pe scenă ca cu dansatoarele, ca lesbieni. Da, el așa auzi că vor să ducă acolo, să meargă, să stea împreună. Să... Ce să facă, domnule, în București? Unii să ducă să doarmă acolo pe, în București, cu toți golanii aia din București, cu toți, să ducă acordeal acolo. Ce, fata mea e cadaoala satului, ce? Eu am fată de trimis la București cu toți pișalăii, să stea să, prin mașini. Să... Eu sunt bodyguard, domnule, am văzut de astea... fete de tineri de astea care se duceau la cordeală prin mașini cu bărbați însurați. Asta le trebuie lor acum. Îi rup capul, îi rup curul și capul și tot. Ea e veceul public a pișalăilor din București. Cum? Ea e veceul public a pișalăilor din București. Eu am crescut-o până la 19 ani să duc la cordeală cu toți pișalăii în București. Cine i-a băgat în cap treaba asta? Eu am o mătușă acolo în București. O mătușă de-a mea și stau, ar putea să stea acolo în apartament la mătușa respectivă. Eu am crescut-o până la 20 de ani să meargă acolo să-și facă de cap, să-și facă mendri de pișalăia din București cu dânsa. E femeie liniștită, adică nu-i e mătușă de-a mea, domnule. Nu știu cine-i mătușa ma tale, eu nu o cunosc, dar nu o las eu pe fiic mea sub nicio formă București cu... Să ducă fiic mea la cordeală cu toți pișalăii din București. Ăia dacă au nevoie să ducă cu Manuela, fiica lor un pumnul care a făcut nunta la Las Palmas, domnule, nu cu fiic mea, eu nu o las nicăieri. Haideți să ne întâlnim, să stăm de vorbă un pic, să vedem cum... Ce să stăm de vorbă? Ioana, ia vin încoace la mine. Ce concert vrei, vei? Ce Madonna, ce tot mă minți pe mine că te duci, nu știu, nu pleci nicăieri de acasă că-ți rup capul. Nici nu se discută, dar ce... Da, bun, în ce condiții ați dat voie? Adică... Singura condiție ca să-i dau voie eu să merg cu dânsa și eu nu merg la concert la cadaoala aia de Madonna. La cadaoala aia de Madonna, eu nu merg, n-am ce, n-are ce învăța un tânăr de acolo. La purva aia ordinară, care nu vezi că acum are pe unul de 20 de ani de seamă cu fiic mea. Are copii acasă, mari și îi umplă cu unul de 20 de ani, se cordește care-i de-o seamă cu fiic mea. Nici nu discută, deci ce sunt băieții de la aia? Eu aș putea trimite pe cineva, adică... Eu lucrez bodyguard de atâția ani, am văzut multe la viața mea. Fetele astea sunt expuse în București, acolo e golănia de pe lume. Nici nu o discutăm, ea nu pleacă, e boleg de pas și un cui în casă, soțând două săptămâni până treci concertul. Deci nu se poate să o lăsați? Sub nicio formă. Dacă merg eu cu ele? Nu, nici nu te cunosc, nu ne-am văzut, nu, deci nu merge, fiic mea merge numai cu mine și eu n-am ce căuta la depravata aia. Bun, și atunci cum facem? Păi nu facem nimic, i-ați dat bani pentru bilete, vă trimit banii înapoi, îmi spuneți unde și nu, deci ea nu pleacă de acasă. Deci ea din momentul ăsta este încuiată în casă, e de pat, Oleg, și îi pun și șifonierul în fața patului, nu se poate ridica. Eu voiam ca Georgiana să meargă cu Ioana împreună, că ele sunt prieteni de atâția ani împreună, sunt se cunosc acolo. Voiam să meargă împreună, aveam o siguranță, așa eu ce să fac, o las singurică pe asta mică? Nu o lăsați, domnule, nu e concert de mers, îmi pare rău, eu nu... Nu vă cunosc, nu v-am văzut niciodată și dacă vreți să vă lăsați fata la depravat, aia lăsați-o, eu pe-a mea nu o las, sub nicio formă. Nu pot să vin până la matare să stăm un pic de vorbă? Poți să vii până la mine să-ți dau bani, atât. În rest de Madonna nu discutăm, n-avem ce discuta. Vreau să vă mai zic ceva în final. Spuneți. Dar nu vă supărați pe mine. Mai mari supărare și mai mulți nervi, ce putea să-mi spuneți ca să-mi faceți? Nu mai, ce să-mi spuneți, ce aveți de spus? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zul și a fost o farsă. Ai, Doamne. Cine mi-a făcut un halul ăsta? Ioana, cine? Da, de mine. Aoleu. Pentru asta nu mai leg de pat. O leg de balcon. Deci Ioana a scris la radio că vrea să meargă la concertul la Madonna. Așa. Eu am avut două bilete. Așa. Și vreau ca să-i ofer biletele ei și prietenei Georgiana. Adică eu nu o să merg la concert la Madonna, dar da, ea și-a exprimat, a scris la Radio Zoo, ne ascultă în fiecare dimineață, ne simpatizează și... Și eu vă ascult. Cum? Și eu vă ascult. Mulțumim frumos. Ne simpatizează, ne-a rugat, chiar ne-a impresionat e-mailul ei și eu nu o să merg la concert pentru că am alte treburi, o să-i dau biletele... Dacă îi dați doi bodyguards cu biletele alea... Chiar insist, chiar vreau să vă asigur că nu se va întâmpla nimic. Georgiana și cu Ioana vor merge cu biletele mele. Da, bine, o să rămâne să discutăm, să vedem. Există o șansă? Da, discutăm și căutăm o variantă. Pentru dumneavoastră găsim o variantă. Dar vă schimbați părerea despre Madonna? Nu, în niciun caz, în niciun caz. Nu vă place Madonna? Nu, vă dați seama, atâția ani de când o urmăresc, de când eram copil, ce Dumnezeu. Dar ce muzică ascultați? Beatles, Julio Iglesias, Surucianu la petreceri.
Da? Și, mă rog, muzică ușoară românească și internațională, ABBA, divers. Mai vechi, așa, mai de vârsta mea. De Michael Jackson vă plăcea? Nu, pentru că, la fel ca Madonna, se trăgea și ăla de câte ceva prin concerti pe la pan. Da? Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Cu mașina de vânzare? Nu mai este, îmi pare rău, am văzut-o. Cu cât? Cu 40. Milioane? Da. Dacia Break? Da. Da, spuneți-mi, avea motor de căutare Google? Da, avea, cu siguranță. Da? Da. Bine. Bine, sănătate. Alo? Da. Cu mașina de vânzare? Da, spune-te, rog. Cât-i? Deci eu am o dat la 60 negociate. 60 de milioane? Da, negociate. Din ce an e? Din 2000. 2000. Da. Ce motor are, motor de căutare Google sau Yahoo? Oh, dar eu nu știu ce spui dumneavoastră, că probabil că este măsut. Nu, știu eu, deci motorul e de 1600, da, și pe injecții. Nu, domnule, dacă are motor de căutare Google... Eu nu știu ce înseamnă asta. Cred că, dar ce... Are Google? Ce înseamnă asta? Cum? Ce treabă are Google-ul? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu știți cum e dumneavoastră, eu nu cunosc. Eu atâta ce vă pot spune eu despre mașina asta... Da. Este din 2000. Ce fel de motor e? Nu, domnule, dacă are motor de căutare Google sau Yahoo. Nu cunosc motor de căutare Google sau Yahoo. Ce înseamnă asta? Nu cunosc, domnule. Și spune, eu, dacă vreți să o vedeți mâine așa, e un motor de Dacia, pe injecții, pe calculator, nu știu ce. Da, domnule, dar sunt motoare de Dacia cu căutare Google sau Yahoo? Nu, eu nu știu, îmi pare rău. Dacă știți dumneavoastră ceva în altă parte, altceva, o vedeți-o, așa, eu nu cunosc ce spuneți dumneavoastră. 40 de milioane e bine? Du-te, domne, de aici! Dar ce faci, domnule, închizi telefonul în nas? Dar n-am ce să vorbesc cu matale, domnule, de cum să-ți spui mie când dau pe mașină de parcă, dar ești nebun? Cum poți să-ți spui, dar cum, dar matale, crezi că eu vând, că nu stau în 40 milioane? O vând că nu mai trebuie de asta. Și părerea mea, dar eu un prost care bat vântul cu bățul așa. Dar cum poți să spui prin 2000 pașini de 2040 milioane? Dar și crezi că am câștigat-o la lot, în loz în plic și mă ia așa la niște? Negociem, domnule! Nu, domnule, și dar și negociez. Dar știi cât îți lasă aia? 1 milion îți lasă. 52 milioane, dacă îmi dai, sau dacă nu ești într-o domn, dar și crezi că... Păi nu, că mă tare ai pus 60 de milioane, dar... 60 de milioane! Și bă, acum și părerea, ți-am să omenești, uite, îți lasă 1 milion, îți lasă 2 milioane. Dar mă dai, în lupi 20 de milioane, dar și crezi că eu chiar n-am mai văzut... Dar pe minim au făcut 2 milioane, domne. Păi și atunci, dar și vrei să-ți faci, să-ți facă, dar atunci cum să-ți dau să-ți lăsă o mașină din 2000 cu 40 de milioane? Păi n-are nici motor de căutare Google și Yahoo. Bine, gata, hai că am treabă, la revedere. Băi, băieții, bagă-ți mințile în cap. Bine, băi, la revedere, pa, hai, fii sănătos, la revedere, pa. Da. Bună ziua. Bună ziua. Cu mașina de vânzare, vă rog. Da. Cât e acolo? 1390, da? Da. Negociabil ușor? Da. Cam la cât o lăși? 1300. 1300, da? Da. Are motor de căutare Google? Poftim? Are motor de căutare Google? Adică? E, nu știu ce înseamnă ăla. Dacă are full option? Păi, are, cred. Are. Are motor de căutare Google, da? Da. Mașina e hârșită? Normal, că merg cu ea, circul. Uleiul, spune-mi și mie o treabă, tu uleiul la motorul de căutare Google de câte ori l-ai schimbat? Păi l-am schimbat azi dimineață. Cum? Azi dimineață, da. Cât ți-a intrat? Cât mi-a intrat? Păi cât trebuie să intri. Dar a făcut taximetrie mașina? Nu. Am înțeles. Bun atunci, nu lași o leacă mai jos? Cât de jos? La 1200. Nu știu, vorbim la fața locului asta. Dar de unde ești? Din Iași. Unde? Din oraș. Dar cari marfă cu ea sau ce faci? Nu cari marfă. Aha. E mașină de circulat prin oraș. A, te plimbi. Exact. Foarte frumos. Bine, măi băiete, și cum facem să ne întâlnim? Păi îmi dați un telefon când aveți timp mâine. Astăzi nu am timp eu. Dar tu mergi cu mașina acum cu e? Eu da. Păi dar ce faci, ne-o consumi? Păi cum să o consum? Păi tu vrei să ne-o vinzi mie și tu vă că te dai cu e, te tragi cu e. Păi normal, trebuie să circul cu ea. Păi și după aceea o vinzi cu ce? Să aibă ungeri, trebuie să fie unsă mașina. Da, motorul de căutare Google să fie uns, da. Dar a fost bușită cumva?
No, e țiplă mașina. Cum țiplă, mă, că e din 96? E ca nou. Ai făcut sex în ea? În grup. Ha? În grup, nu așa. Da? Aha. Cu cine? Cu toată lumea. Foarte tare. Păi da, cum așa? Bravo, băiet, uite, eu sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zul și a fost o farsă. La cine mi-a făcut-o? Am citit în ziar. E, e bun, și așa. Bine, pa. Numai bine. Bună ziua. Bună ziua. A, cu mașina de vânzare. Ce cu mașina? O mai vinzi? Ce să nu o vând? Dacă ești om care are bani, sigur. Da, cu cât o dai? Cu cât dă clientul. A, păi nu e așa. Dar cum e? Degeaba? Nu degeaba, dar eu pot, dacă mi-o dai cum vreau eu. Da, zi, cum vrei. Are motor de căutare Google? Motor de căutare? Da. Adică, da. Ce motor are? Are motor de căutare Google sau Yahoo? Cine? Mașină. Dar pentru ce trebuie asta? Păi două feluri de motoare au mașini, motor de căutare Google sau Yahoo? Bănuiesc că e Google, bănuiesc că e Google. E precizat în carte sau cum? Dar scrie carte de identitate, are și carte mașina. Mașina are și carte făcută. Și matalie, ești sigur că e Google? Doamne, eu îți dau carte, știu ce carte de identitate. Am înțeles. Mai spuneți-mă, care ar fi prețul? Dar nu scrie pe dânsa? Matalie, ești acolo sau nu ești? Da. Da. Păi... Deci prețul la care? La Ford Ka, nu? Sau la care? Nu, la Audi, domne. A, la Audi? Da. Stați la care Audi? Păi stai un pic, eu am sunat, Matali cu 339 numărul, nu? Nu am eu cu 339. Stai, domnule, unde am sunat eu? Matali a sunat în altă parte, spun eu. Matali, ce mașină aveți de vânzare? Că eu am mai... Eu am Ford Ka, n-am Audi. Ah, Ford Ka, da, 2900 de euro. Păi da, Audi una, Ford Ka e alta. Da, 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 da. Așa. Păi Matali vrea Audi sau Ford Ka? Ford Ka, domne. Dar nu știu, păi, m-am uitat aiurea că mă uitam aici pe asta și după aia mi-au căzut ochii, zic, băi, unde am sunat? Păi, nu știu ce vrei, Matale, ți-am spus, eu am de vânzare Ford Ka, nu Audi. Ford Ka, ăla mic, domne. Da, ăla mic. Da. Și treaba are cu Google-ul ăla mic. N-are motor de căutare, Google? N-are, mă, Ford Ka n-are motor de căutare. Eu am cartea făcută la el, dacă vrei să vezi cartea, poți să vezi, nu-i nicio problemă. Și nu lași o leacă mai jos din 2900? Matale, cât vrei să dai pe el? 2000, da. Da, merge și 2000, nu-i nicio problemă. Bun. O dai cu 2000 atunci? Da. Da, e bună, nu-i bușită, nu-i... Da, vrei să-ți povestesc prin telefon cum arată mașina? Mă, dar vii și o vezi. Aha, e bun atunci. Unde stai, Matai? Nicolina. Și mașina cine o conduce-o? Șoferul. Cine o poate să conducă? Păi e mașină de femei, domnule, Ford Ka. Da, Matai, ce vrei să cumperi acum? Vrei Audi, vrei Ford Ka, vrei Mercedes, spune că eu asta am Ford Ka, vrei să o iei? Bine, nu-i nicio problemă. Domnule, eu vreau să o iei pentru nevasta mea, vreau să-mi iau. Păi, și atunci care e problema? Să iei o perneava asta, Matale, care e problema? Da, bine, dar nu te supăra pe mine acum. Dar nu mă supăr, dar nu ești hotărât, nu știi ce vrei să iei. Spune-ți, domnule, ce vreți în final, că n-am înțeles. În final... Da, zi. În final asta vreau să vă spun că a fost o farsă de la Radio Zoo. Da, bine, mă bucur atunci. La nu, revedere. Nu v-ați supărat. Alo? Da? Bună ziua. Bună ziua. În legătură cu mașina. Te rog. Din ce an e mașina? Despre care mașină vorbim, o secundă. Honda Civic. 96, da? Da, da. 2900 euro. Negociabil. Negociabil, ok. Da. 2000, ne putem înțelege? Un pic mai sus și cred că se poate rezolva. Chiar da. Așa deodată 900 la... Cum? Chiar așa deodată 1000 jos. Da. Are motor de căutare Google sau Yahoo? Yahoo. Yahoo? Da. Sigur? Sigur, sigur. Și aveți cartea mașinii sau? Absolut tot. Da. Nu, că mai sunt alea Honda Civic, bine, alea sunt mai noi, care au motor de căutare Google. E posibil, nu negru cu ăsta. E posibil, e posibil. A dumneavoastră ce ați spus că are? Ce motor? Yahoo! Yahoo! Da. Da. Sunt băiat grec și vreau să văd cu dumneavoastră. Ah, ok, da. Pot să spun că ne-ar putem vedea numai la mine, iar ca zonă eu locuiesc în Iancului, între Obor și Piața Muncii. Cât costă?
Este vorba de sumă de 100 de euro pentru o ședință de oră. 100 de euro? Da, sau 4 milioane. Este cam mult. Astea sunt condițiile mele. Se negociază puțin? Adică ce înseamnă negociat puțin? Doi băieți la 100 de euro. A, nu, nu. Oricum, numai pentru o persoană e vorba, nu de doi. Noi suntem băieți de la Grecia, facem facultate de medicină la București. 2 milioane o persoană, nu. Nu vreau să te refuz elegant, dar nu. Condițiile la mine sunt deosebite, arăt foarte bine și nu, nu. Mai bine, mai rar, dar în condițiile mele. Noi suntem și băieți frumoși. Și eu arăt foarte bine, să știi. Și eu arăt foarte bine. Dar să știi că am cunoscut numai persoane drăguțe și deosebite. Nu, majoritatea persoanelor le cunosc, sunt foarte puține persoane străine care vin la mine. La dumneavoastră, acasă? Bineînțeles, pentru că sunt condiții de lux. Ai spus că ești student la medicină, nu? Eu am absolvit ASEU-ul și nu sunt chiar așa o persoană adunată de pe stradă. Ce facultate ai făcut? ASEU-ul. Terminat de foarte mult? Acum 2 ani. Nu știu, este mult asta. Eu sunt student și poate faceți o excepție și... Păi bine, o excepție, dar nu 2 milioane. Trimite mama de acasă tot felul. Brânză de capra, tocanița de caracatiță, produse... Păi, dar tu crezi că eu am întâlniri pentru produse, o să vezi că am de toate, adică nu mă plâng. Ulei de măsline foarte bun. Ulei de măsline folosesc și eu. Cât an ai? 24 de ani. Sunt mic? Mai mic ca mine. Tu câți ani ai? 29. Cum spuneai că te numești? Iorgos. Eu mă numesc Amalia. Nu ai niște poze? Nu ai văzut pozele mele? Nu. La poți să te uiți pe www.tavir.ro, profil Amalia. Înaltă, sunt suplă, sunt brunetă cu părul lung, arăt foarte bine. Sau www.armis.ro, profil Elia, 3DL. Da, dar vezi că trebuie să dai la secțiunea escorte, că acolo sunt mai multe secțiuni. Dă click pe poză. E o singură poză? Nu, sunt mai multe. Ai picioare frumoase. Da, mersi. Înțeleg acum de ce este așa scumpă. Wow, asta cu ciorapii prinsi este foarte frumos. Care? Că sunt și în ciorap roșii și ciorap negri. Ciorap negri și cu ceva alb. Cu corsetul acela alb. Ce ai putea să faci reducere sau? Ești tare simpatic. Nu știu ce să zic. Când ai dori să ne vedem? Eu am curs de la ora 5 astăzi. Când termin cursul, să mă sun ca să îți spun unde să vii exact. Dar rugămintea mea e să vii singur. Ce flori îți plac? Ce flori îmi plac? A, nu știu. Adică, mă rog, nu știu, îmi plac florile în general. Nu... Știi, eu n-am mai fost niciodată la așa ceva. E, nu-i nimic. Vi la mine acum prima dată, nu-i problemă. O să vezi că o să te simți bine aici, o să vezi. Chircosa? Of, nu știu ce să zic. Faci tu reducere pentru student. Poftim, uite, 2,5 milioane e bine. 2,2 milioane? 2,5 milioane. Da, dar taxiul, eu vin cu taxi când am mașină, știi? Și dau și pe taxi asta și 2,2 milioane am zis. Of. Păi de la 4 milioane la 2,2 milioane. Bine, uite cum facem. Când termin cursul, poți să mă suni și spun atunci unde să vii. Tu ai mașină? Nu. Că dacă veneai cu mașina și mă duceai și mă duceai, plăteam ție 2,5 milioane, adică nu mă dădeam la taxi. Da, nu e vorba de asta, dar chiar nu am carnet, adică nici nu știu să conduc măcar. 2,2 milioane. Bine. Când termin cursul, ne auzim la un telefon ca să spun atunci unde să vii. Dacă mai vin cu un coleg și plătește și el 2 milioane... Da, dar nu doi la mine în același timp. El așteaptă jos. Și după aceea vine el? Da. O oră de persoană, nu? Da, o oră. Bine. La revedere. Da? Ce faci? Bine, tu? M-am gândit să nu mă mai duc la școală. De ce? M-ai făcut curios. A, da, ia? Putem să venim?
Mai vii cu un prieten, nu? Da, dar rugămintea mea e ca el să aștepte jos, dar nu chiar în fața blocului. Știu eu, să se plimbe undeva pe stradă sau să nu aștepte în fața blocului ca să nu iasă în evidență. Nu chiar în fața blocului, că îți dai seama, îl văd vecinii și nu-mi convine mie. Una e când e o persoană și alta e când stă unul și așteaptă o oră într-un colț în fața blocului. Nu-mi place așa. Când o să iei un taxi, o să spun unde să vii. Zic să mă aducă la Iancu. O să-i spui să te aducă pe strada Elef Ștefănescu. Și acolo revii cu un telefon. Și acolo este blocul meu. Dar când ajungi, îți dau interfonul și etajul. Dar rugămintea mea e ca prietenul tău să nu stea în fața blocului meu. Tu poți cobori jos? Păi dacă îți dau interfonul, nu te așteaptă nimeni la mine. Stai liniștit că sunt singură. Te văd un pic înainte de să intru. Păi, dar mie îmi place să mă expun. Poate nu place mie de tine. Păi și dacă nu-ți place de mine, poți să pleci. Ce mă deranjează? Nu mă deranjează. Nu mă deranjează dacă nu-ți place ție de mine. Trebuie să plătesc ceva. Să spunem că nu vreau să intru, trebuie să las ceva ție, nu? Probabil. Deci nu poți să cobori jos tu. Evit să mă expun. Evit cum? Evit să mă expun. Nu știu ce înseamnă evit. Nu vreau să fiu văzută pe jos. Cu cât mă văd vecinii mai puțin, cu atât mai bine. Bine, și în plus, eu cred că am fost destul de drăguță cu tine, că am negociat la suma de. Nici nu trebuia să fii negociat. Nu ți se pare că ai prea multe pretenții? Sunt o femeie stilată, arăt foarte bine, sunt educată, nu sunt de la colțul străzii. Dacă îți convine, bine, dacă nu, iarăși bine. Poate găsești ceva mult mai frumos ca mine și mult mai ieftin, deși calitatea costă. Adică tu vrei și ieftin și bun, nu se poate întotdeauna. Scuză-mă că am fost puțin dură cu tine, dar chiar nu mi-a plăcut cum ai pus problema acum. Poți să mai spun ceva? Spune, te rog. Dar nu te superi pe mine. Nu. A fost o farsă. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo. A fost o farsă. Da? Să rămână. Bună seara. Zamfira? Da. Cine întreabă? Vlad la telefon. Care Vlad? Nu știu dacă îți mai amintești de astă iarnă, de la petrecerea de Crăciun, de astă iarnă cu firma noastră, când am fost la... Vlad, cel cu care am dansat la petrecere? Da, eu sunt. Serios, Vlad, ce faci? Nu vine să cred că mă suni acum. Da, știi că atunci tu mi-ai dat cartea de vizită, dar n-am îndrăznit să sun pentru că eram... Na. Eu am plecat de la firmă, de la soțul tău. Da? Cum așa? Ce s-a întâmplat? Ia stai numai puțin, numai puțin, te rog, ca să-l trimit pe ăsta undeva să cumpere ceva de la magazin, ca să putem să vorbim și noi în pace. Dar tu ești acasă? Da, acum sunt acasă, sunt la etaj și el e... jos, se uită la fotbalul lui sau la ceva, nu știu la ce se uită, dar să-l trimit până la magazin să cumpere o ciocolată sau un detergent, ceva, ca să putem să vorbim în liniște, bine? Dacă vrei, te sun mâine. Nu, sunăm în 5 minute să-l trimit ăsta undeva și putem să vorbim, nu-i nicio problemă. Păi și pleacă la ora asta el de acasă? Da, pleacă, dă-l încolo, că pleacă, dacă îi zic să meargă să ia ceva, pleacă. Da, îl trimit după tampoane, nu știu. Ok, okay, mă sun în 2 minute, te rog, sau te sun eu. Ok. Bine. Alo? Alo? Gata, a plecat. Acum suntem singuri. Dar ce? Așa și mai zi tu ce mi-ai făcut. Pentru că chiar nu ne-am auzit de atunci, mi-ai lăsat o impresie foarte bună și... Nu știu, dar am vrut să știu mai multe despre tine, însă lucrând la firma soțului meu, nu știu, m-a sunat așa ca mai iurea, nu știam ce impresie să faci despre mine, ce... Păi... Na! Dar n-ai avut probleme cât am dansat noi atunci toată seara? Nu, n-a fost probleme. Ce probleme când boul ăla să fie și își bea acolo whisky-ul sau ce-și bea el... Și nu băgam nici pe naiba în seamă ce probleme să fie. Vreau să zic că nevastă mea s-a cam prins, adică m-a luat la întrebări, că ce treabă ai tu cu nevasta lui Bogdan, că toată seara ați dansat împreună. E, și care e problema? Nu ai voie să dansezi cu cineva la petrecere? Asta nu înseamnă că dacă ești căsătorit, nu mai ai voie să te distrezi. Dacă soția ta nu a știut cum să ține interesul treaz, atunci asta este, nu? Da, și eu am plecat de la firmă de acolo, de la așa, și sincer să fiu, mi-a fost așa un pic că mă gândeam că, na, că e ciudat așa, știi, să te sun. Nu, eu chiar mă bucur că m-ai sunat, pentru că de asta ți-am și dat acea carte de vizită.
Chiar speram să mă sun și chiar m-am mirat că nu ai făcut-o până acum. Mi-a plăcut atunci de tine seara respectiv. Eu sunt un om căsătorit. Înțeles, și eu sunt o femeie căsătorită, dar care e problema? Că nu înțeleg, adică dacă suntem căsătoriți nu mai avem voie să ne bucurăm de viață și de plăcerile vieții sau ce? Cred că dansul acela însemna foarte mult pentru amândoi. Na. Așa? Nu sunt genul de bărbat care să mă dau la toate femeile din... Nu, dar bănuiesc eu sunt puțin mai specială, nu? Pentru tine, adică nu sunt orice femeie la telefon să-i spui chestii de genul ăsta. Cred că între noi s-a stabilit o conexiune la acea petrecere. A fost așa ca un fulger. Exact. Nu știu cum ce viață ai tu cu al tău, dar na, la noi a... Hey, normal, lucrurile nu merg foarte, foarte bine. Dacă am ajuns să dansez la petreceri cu alți bărbați, îți dai seama că nu e totul roz, adică ce e asta după 2 ani? Deja intervine asemenea rutină, îți dai seama că nu. Sunt de părere că dacă aș găsi pe cineva, normal că aș face acest pas să divorțez, dar dacă nu găsesc, îți dai seama, adică măcar din punct de vedere financiar, omul mai e încă potent, știi? A cine? Soțul meu, adică măcar din punct de vedere financiar e potent, deci deocamdată nu pot să renunț așa ușor. Dar dacă aș găsi pe cineva care să-mi ofere o anumită stabilitate și să ne potrivim, de ce nu? Aș face treaba asta. Cred că a fost așa o chimie între noi și de-aia... Păi normal, îți dai seama că-mi doresc și eu foarte mult și ce am simțit în seara aceea a fost ceva mai special, adică îmi povestesc și mie prietenele mele că au tot felul de aventuri cu fluturaș în stomac, că cunosc tot felul de persoane pe site-uri, pe Hi5, pe astea. Și eu nimic, eu stau și aștept și aștept și nu primesc absolut nimic. Adică eu stau aici nelumită de nu mai știu când și nimeni nu mă bagă în seamă. Adică chiar nu mi se pare corect. Cum adică nelumită? Știi și tu, nu? Adică nu mă atinge, nu facem absolut nimic pe plan sexual, foarte mult timp. Poate așa, numai când chiar își mai amintește că are ceva în pantalon, dar în rest. Trec săptămâni, adică cine știe, poate omul își rezolvă problemele în altă parte, n-am de unde să știu treaba asta. Deci eu aș vrea să ne întâlnim, chiar face plăcere persoana ta și chiar îmi doresc să te cunosc puțin mai bine decât la acea petrecere. E o problemă în a-l înșela sau? A, eu nu văd ce a înșela ceva grav, ceva... Este pur și simplu o chestie de asta zi face niște nevoi pe care nu le obții de la soțul tău. Adică nu mi se pare ceva ieșit din comun chestia asta. Mi se pare chiar ceva destul de necesar. Numai că la voi, la femeie, știu că e mai aiurea că voi puneți și suflet în treaba asta. A, nu, dar asta depinde. Nu pui suflet la orice bărbat pe care îl întâlnești pentru o seară, clar. Acum e destul de dificil să pui suflet atâta timp cât un an, doi încă mai am de rezolvat niște chestii cu soțul meu și... Ce? E cam greu. Să te desparți de el după o perioadă? Da, păi da, clar, dar trebuie să mă aștept pentru că trebuie să-mi plătească mașina, să-i plătească casa mamei care s-a mutat și ea de la sat la oraș, îți dai seama că nu... Păi nu că vreau să-mi găsesc chiar cineva și să divorțez de el, doar că mai am unele chestii de rezolvat, mai trebuie să plătească mașina, ratele la mașină, să achite casa în care stă mama, pentru că mama s-a mutat de la sat la oraș și intenționez să mă mut cu ea după aceea. Adică, într-adevăr, au fost și momente frumoase în relația noastră, timp de 2 ani și înainte, când ne-am cunoscut, înainte să fim căsătoriți și mi-amintesc cu el, de ele cu anumită plăcere, dar au fost și momente foarte urâte și până la urmă sclavii sunt toți sclavi și eu pentru tot acest lux în care trăiesc am avut și de tras, adică am primit și bătăi și picioare în cap și da, deci și normal că am vrut de mai multe ori să divorțez, în repetate rânduri am spus, dar vezi cum e, până nu-ți faci o situație, e foarte greu să divorțezi așa numai să rămâi în fundul gol, știi, fără nimic. Dar te-a bătut? Da, m-a bătut. Ce să zic, am și acum semne de la incident și... De ce te-a bătut? De ce m-a bătut? Păi mi-a mai găsit câte un mesaj pe telefon, câte...
Mă mai cunoști pe mine, amici, de te la lucru. Asta e, el a interpretat greșit totul și și-a ieșit din mine, fiind foarte gelos. E, acum vezi și tu cum e. Eu sunt o femeie deosebit de frumoasă și... Cum? Eu sunt o femeie deosebit de frumoasă și e normal ca bărbații să se uite la mine, să mai postească. Când ai o prăjitură mai rea așa, e normal să o țină mai pentru tine, dar în momentul când ai o prăjitură foarte delicioasă, mi se pare normal să mai guste și alții, nu? Din această... Dar tu i-ai zis lui, i-ai povestit că ai avut relații cu... Doamne ferește, nu, însă el a bănuit, pentru că mai tot primeam mesaje noaptea, telefoane cu număr anonim și putem să stabilim, să ne întâlnim sau... Nici pe tine nu vreau să te încurc, adică și tu ești un bărbat căsătorit, ești cu copii, cu... Nu știu, chiar am simțit că ești un om special. Eu în oraș așa nu pot să ies, că... Normal. Păi nu, eu am mașină și o să ne întâlnim la într-un loc stabilit sau... Nu, no, dar... mai ferit de văzut lumii. La hotel sau... Păi nu știu, mai bine, nu știu, să ne întâlnim undeva mai la periferie a orașului. Uite, mie este o anumită o pădure acolo care mie îmi place foarte mult și eu și din asta care îi place mult natura și nu știu dacă te atrage ideea asta. Sau. Să mergem în pădure. Păi da, de ce nu? Da, e fain că acum a venit și vremea bună. Cine știe, poate îți descoperi pasiunea pentru natură, nu? Vin eu după tine, adică ne întâlnim undeva în oraș, unde poți să ajungi tu, vin și te iau, nu e nicio problemă. Nu știu, vrei în seara asta sau, nu știu, în orice zi, adică foarte ușor aș putea să mint ceva. Pentru mine chiar nu e o problemă să fac asta. Da, ok. Păi da, uite, putem mergem în pădure atunci. Cine știe, poate găsim și niște ciupercuțe pe acolo pe jos, nu? Mergem așa să... Nu, eu te întreb, știi, direct, adică nu... Mergem, stăm la o poveste, fumăm o țigară, nu-i problemă. Zic, totuși, să oricum fii și pregătiți pentru a fi aproape unul de celălalt. Cum? Da, pentru a fi aproape unul de celălalt, dar nu aș putea să zic acum ce se va întâmpla sau ce nu. Ideea e să ne întâlnim, să vedem dacă mai există acea chimie pe care am simțit-o la petrecere și de acolo nu știu. O să vedem de parcurs ce se întâmplă. Vrei să ne vedem undeva prin centru? A, nu în centru. Uite... Este o benzinărie la ieșire spre București, știi? Și ai putea să mă aștepți acolo și te iau eu cu mașina de acolo. În benzinărie? Da, chiar pot să mă aștepți chiar înăuntru, să eu intru sau să fac semn din mașină și... Mamă, ce nebună ești! Da, păi așa sunt eu. Mai nebună, păcat că nu profită nimeni de treaba asta momentan. Ce să zic, mi-a părut foarte, foarte, foarte bine să te aud și chiar mă bucur că ai făcut acest pas, pentru că momentan în viața mea era un gol imens și așteptam o oportunitate să umplu acest gol, măcar așa pe jumătate. Voiam să-ți mai zic ceva. Spune-te, rog. A fost o glumă. O ce? O glumă. Adică m-ai sunat să faci glume cu mine? Nu! Atunci de ce ai mai sunat? Adică... Da, nici nu te cunosc. Cum adică nu mă cunoști? Păi... Nu ești Vlad? Cine e la telefon? Alo? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă! Dar oricum am prins că este o farsă, așa că... Cum? Și cine te-a pus să, faci farsa asta? Soțul tău. Soțul meu? Voi ce, ăsta n-are încredere în mine, adică nu știe că nu l-aș înșela niciodată în viața mea. M-am prins că este o glumă, chiar mă gândeam că se apropie ziua mea și că o să-mi fac un fel de glumă. Voi n-aveți altceva de făcut decât să stricați căsnicii sau ce? Păi crezi tu că o să-ți stric căsnicia? Păi probabil că nu, dacă soțul meu știe despre asta, dar dacă nu știe și eu mi-am imaginat că este ceva pus la cale de el... Vă dați seama cum ce o să-și imagineze, nu? Că l-aș așela așa cu orice prost din gura satului, nu? Sau ce? Te-ai supărat?
Ai ceva să-i spui soțului tău în momentul ăsta? Ai ceva să-i reproșezi sau să-i, nu știu, un mesaj? E, multe aș avea de reproșat, dar vreau doar să spun că, că-l iubesc și că relația noastră este foarte puternică și trebuie să-și dea seama că nu l-aș înșela niciodată.